Vorbim puțin despre niște ocazii de excepție, deosebite. Ocaziile noastre astrale care implică un risc și în același timp o binecuvântare enormă. Vedeam săptămâna aceasta despre o relatare veche. Este vorba, cred că, de regina Angliei, Victoria, care la un moment dat asculta o predică despre venirea lui Iisus Hristos. La un moment dat, cel ce o însoțea a observat că regina avea ochii plini de lacrimi și când s-a terminat predica, a întrebat-o: ce s-a întâmplat? A spus: știi, aș dori să vină Iisus Hristos în timpul vieții mele. Păi de ce? Știți mai departe. Spus ea: aș vrea să am posibilitatea să iau coroana mea, să o depun la picioare. Acestea le numesc eu momente unice, ore astrale, extraordinare, care există în Sfânta Scriptură și în istorie și ne provoacă enorm de mult. Aș vrea să încep cu ele datorită faptului că nașterea Domnului Iisus Hristos face parte din această colecție. Este un moment extraordinar când istoria noastră s-a atins de istoria lui Dumnezeu. Și n-a mai rămas istoria noastră, ci a rămas istoria Lui. Dar aș vrea să mă urmăriți puțin, pentru că aș vrea să mă ajutați să înțeleg un lucru, și anume riscul. Cota de risc. Noi întotdeauna vedem lucrurile foarte ușor, foarte ușor, le vedem ușor realizabile sau ușor de realizat din dreptul lui Dumnezeu, adică ce nu poate face Dumnezeu? Totul. Și totuși, fiți atenți, potopul. Câți oameni au putut să fie salvați la potop? Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Petru spune că au fost salvați în mod real 8. Câți ar fi dorit Dumnezeu să fie salvați? Toți. Corabia a fost făcută pentru toți? Ce vă spune asta? Un pas mai departe. Dacă ar mai fi întârziat câțiva ani Dumnezeu, ce s-ar fi întâmplat? Dacă n-ar fi venit potopul atunci, la momentul hotărât, ci dacă ar mai fi întârziat câțiva ani, nici măcar nu știu cât să vă spun, câțiva ani, ce s-ar fi întâmplat? Răul are un efect de sufocare al binelui. Câțiva ani mai încolo, binele ar fi fost șters de pe fața pământului. Al cui ar fi fost câștigul? Poftiți? Al cui ar fi fost câștigul? Vă imaginați planul de mântuire imposibil să fie adus la îndeplinire fără oameni credincioși, fără oameni care intră în planul lui Dumnezeu. Ar fi câștigat el. Vreau să vă întreb, atât de aproape de victorie a fost Satan, atât de aproape. Întrebarea mea este, cum numiți această apropiere de victorie? Cum o numiți? Puteți să o numiți risc din partea lui Dumnezeu? Adică a mers, mi se pare că Dumnezeu a mers până la limita posibilului. Puțin dacă mai întârzia ar fi pierdut totul. Dumnezeu a rămas cu harul său peste omenirea antediluviană cât s-a putut. Până în ultima secundă. Și în ultima secundă, Dumnezeu a hotărât ca răul să fie înfrânt, pentru ca o familie formată din 8 oameni să poată să înceapă sau să continue istoria. E riscant sau nu? E palpitant, e riscant. Nu știu cum ar fi fost, dar îmi imaginez, Sfânta Scriptură în Noul Testament, Sfântul Apostol Petru spune că îngerii doresc să privească la noi.
Apostolul Pavel în Evrei spune că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Îmi imaginez martorii aceștia cum s-au uitat la istorie și cum au văzut că răul merge din ce în ce mai mult, răul ia amploare, răul aproape câștigă și în momentul când a fost aproape să câștige, în ultima secundă a intervenit Dumnezeu. În cartea lui Daniel, vorbind despre evenimentele finale, profetul Daniel spune: puterea poporului sfânt a fost zdrobită de tot. De ce mergi până acolo? Vă rog să observați, harul pentru mântuirea unui păcătos conduce la riscul celui neprihănit. Neprihănitul este, eu știu, pus într-o situație de risc pentru ca să fie salvat. Să mai aibă 5 minute de har un păcătos. Dacă mai poate fi salvat, să fie salvat. Pot folosi cuvântul risc? Adică, de ce, Doamne, riști atât de mult? Pentru ca să salvezi. În Egipt își duce poporul, Dumnezeu poporul acolo și la un moment dat în Egipt faraonul hotărăște să omoare toți pruncii de parte bărbătească. Și într-un lagăr de concentrare de tipul acela în Goshen au început executarea. Care era planul? Care era planul? Păi, să omoare pruncii, să omoare pruncii. Doar atât? Trebuia să vină Mesia. Omorârea pruncilor de parte bărbătească era actul acela teribil al lui Satan de luptă antică, preventivă, ca nu cumva lucrul ăsta să se întâmple la câți ani înainte. Vă dați seama de când începe această luptă Satan, această strategie pentru a împiedica venirea unsului, a Hristosului lui Dumnezeu. Același lucru. Când Dumnezeu alege un om după inima lui, David, așa spune, om după inima lui, da? Voi alege pe cineva după inima mea. E bine când David reușește să-l ucidă pe Goliat. E bine când eliberează poporul Israel. Este bine când merge din victorie în victorie. Și la un moment dat Satan îl ia și dă cu el de pământ cu David încât a crezut că l-a terminat. Se numește momentul acela al păcătuirii sale cu Batseba, uciderea lui Urie, tot complexul acela de lucruri teribile pe care l-a adus Satan în viața lui David pentru un singur lucru. Care a fost problema? E clar că l-a atacat pe David. E clar că, mă rog, dar numai atât? Mântuitorul reușește să-i promită, da? Uite, din tine va ieși. Promisiuni mesianice date lui David, care toate au fost în momentul acela. Atât de teribil a fost situația încât David, la un moment dat, în 2 Samuel 15, 25 la 26, el spune așa: dacă Domnul se va întoarce și îi va place de mine, să mă mântuiască El. Dacă nu, să facă cu mine ce vrea El. Asta este, nu am citat exact, dar asta este ideea care apare acolo. David, în momentul acela când fugea de Absalom, pentru că despre asta este vorba, el se vede pus în cumpănă. Stă înaintea lui Dumnezeu între salvare și între a fi salvat și între a fi pierdut. În condițiile astea, David vine și spune: să facă Domnul ce vrea și dacă
cuiva place de mine. Și Dumnezeu intervine ca să-l restaureze pe David. În neprihănirea lui, prin îndreptățirea care îi oferă, pentru ca planul mântuirii să meargă mai departe. Vreau să vă întreb, e riscant? Observați cum lucrurile merg până la limită. Risc? Vă tot întreb pentru că mie însumi mi-este greu să folosesc cuvântul acesta risc. Pentru că eu știu că Dumnezeu nu ia partea negativă a lucrurilor. El întotdeauna merge cu partea pozitivă și pune înainte biruința, victoria și gloria Lui. Și El întotdeauna merge din biruință în biruință. Pe de altă parte însă, moneda are și partea cealaltă. Nu este deloc lipsită de importanță acest element al riscului. În momentul în care Mântuitorul va fi în grădina Ghețemani, în cartea Hristos Lumina Lumii spune că Satan îi șoptea în ureche: pentru cine îți dai tu viață? Pentru cine? Petru te va trăda, altul te va vinde, toți vor fugi, te vor lăsa singur. Merită? Merită? Sunt factor de risc care Domnul Iisus Hristos a trebuit să ia în considerație și cu care El a fost confruntat. Pe care și-a asumat. Poate că, dacă înțelegem această asumare, poate că vom înțelege mai mult iubirea, angajamentul Mântuitorului. Puțin mai târziu, după David, pe timpul Ataliei, în 2 împărați, 11, 1 la 3, ucide toți copiii de parte bărbătească din casa lui David, toți. Textul spune că în ultima clipă una dintre fiicele împăratului a reușit să ia din mijlocul fiilor împăratului pe unul, Ioas, să-l ia să-l ascundă timp de 6 ani în templu. Va avea grijă de el preotul Jehoiada. Unu! Dacă îl prindea pe acel unu, spuneți-mi ce se întâmpla. Profeția, lanțul profetic, strangulat, evenimentul numit Atalia. N-ar mai fi rămas nimeni ca să împlinească, să se împlinească profeția. Foarte aproape de momentul zero. Riscant? De ce, Doamne? Uciderea pruncilor în Betleem. Uciderea pruncilor. Ce-ar fi fost dacă n-ar fi venit îngerul să-i spună lui Iosif și Mariei: plecați de aici. Și prin descoperire divină au plecat, s-au dus în Egipt să scape. Ce-ar fi fost dacă ar mai fi rămas câteva zile? Asta este un fel de risc. Al doilea fel de risc care mi se pare de asemenea provocator este indiferența. În Ioan 1:10 spune: lumea nu l-a cunoscut. Deci ce înseamnă să-l cunoască? A venit la ai săi, ai săi l-au văzut. E culmea, l-au văzut. Dar n-au văzut pe Hristos.
E foarte dureros să vezi cu ochii firești și să nu vezi cu ochii duhovnicești, să nu recunoști lucrurile. Adică să fii orb în ceea ce privește recunoaștere. Vă puteți imagina momentul în care Domnul Iisus Hristos privea lumea care trebuia să-L aștepte. Și vedeau pe toți prinși în goană, în stânga, în dreapta, în sărbători, în ritualuri, care n-aveau nimic de a face cu El. Nimic. Știți că recunoașterea este o metodă riscantă? Ce te faci dacă nu te recunoști? Le spune îngerul păstorilor: iată semnul după care îl veți cunoaște sau recunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Ăsta e semnul. Era așa de neobișnuit, era așa de unic, era așa de ciudat încât spune, nu sunt doi prunci culcați într-o iesle în Betlehem. Nu sunt doi prunci, e doar unul. E cel mai de jos. Vi se pare că e un semn de recunoaștere a divinității? Sau este un semn de nerecunoaștere? Adică te-ai aștepta să-L recunoști așa? Sau mai degrabă așa nu-L recunoști? Cum e? Îl recunoști sau nu-L recunoști? Vorbeam cu cineva sâmbătă seara trecută și spunea, zice, Mântuitorul ar fi trebuit să vină sau să fie primit cu focuri de artificii, cu bucurie, cu coruri, cu muzică. Corect? Din punct de vedere al gloriei și al cerului, da. Din punct de vedere, nu știu, tot al lui, întreb. Nu cumva a ales o metodă riscantă, că a fost metoda lui Dumnezeu să se nască dintr-una din cele mai sărace familii. De ce ai ales metoda asta? De ce fără artificii? Știți, Ioan Botezătorul s-a născut dintr-o altă familie preoțească. Tatăl său a primit viziunea la templu. Oamenii au știut, a rămas mut. A vorbit în momentul când s-a născut Ioan. Au fost niște lucruri care au trezit lumea de jur împrejur. De ce nu s-a născut Domnul Iisus Hristos în familia asta? De ce Mântuitorul a găsit o familie și mai neînsemnată decât Zaharia și Elisabeta? Și mai neînsemnat. De ce, Doamne? A venit la Isai și Isai nu l-au primit pentru faptul că i-a luat prin surprindere. A venit la Isai și nu l-au primit datorită faptului că s-a camuflat prea mult. Era de tot. Prea într-o iesle. Dă-i, Doamne, să fii puțin mai la vedere. Să vedem și noi, să înțelegem și noi. Mântuitorul zice, eu chiar n-am venit să izbesc privirile, adică să izbească privirile voastre de mine. Nu. Eu am venit așa fel încât să mă căutați voi. Așa a fost Iisus Hristos. Nu știu să aminte, vine Domnul Iisus Hristos la Petru și le întreabă:
La femeia samaritancă s-a dus și i-a spus, eu sunt Hristos. La Petru nu s-a dus să-i spună, eu sunt Hristosul. La Petru s-a dus și a spus, cine zici că sunt? Nu era vorba tot de recunoaștere? Adică, Petre, ai văzut ceva în mine în așa fel încât să semene a recunoaștere? Sau nu? E așa de greu să recunoști pe Domnul Iisus Hristos. Spune că la vârsta de 12 ani, Mântuitorul s-a dus la templu și le-a spus părinților săi, nu trebuia să fiu eu în casa tatălui meu? Ceea ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos îl recunoscuse pe tatăl. El recunoscuse pe tatăl. Părinții lui, nu știu dacă recunoscuseră ceva. Cartea Hristos Lumina Lumii spune că Maria a fost aceea care era mereu interesată și surprinsă de felul de a fi al Domnului Iisus Hristos. În rest, frații lui, surorile lui, nu știu Iosif, dar seamănă că nu l-au recunoscut. Vreau să vă întreb, există acolo o observație simplă. Zice, după aceea s-a dus acasă cu Iosif și Maria și le era supus. Recunoști tu într-un copil supus care ascultă de tata și de mama în continuu, recunoști tu semnul? Ăsta e semnul de recunoaștere. Nu vi se pare că e riscant? Nu vi se pare că lumea așteaptă alte semne? Așteaptă ca la un moment dat copilul să nu asculte, să se ridice, să dea un nou sens vieții, familiei, să apuce un alt drum, să facă o revoluție, să... Așa suntem învățați. Nimic din toate astea. Le era supus. Cel mai nesemnificativ cuvânt. Astăzi, dacă spui lucrul ăsta unui copil, se pare nu doar ieșit din comun, nu doar anacronic, dar îi se pare fără rost. Ce rost are? Știu. Haideți să-L recunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, să vedem cine este El din câteva texte biblice. Vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ce e aia în sânul Tatălui? Ce vă spune lucrul ăsta? Mai este expresia aia, în sânul lui Abraham, în sânul tatălui. Există riscul ca ideea de fiu să ne încurce. Aici spune fiul care era în sânul tatălui. Doamne, ce ai vrut să spui? Că noi nu mai pricepem treaba asta. În Ioan 13:23, însă, mi se spune că Ioan, ucenicul iubit, stătea cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Vreo semnificație aparte? Era în obiceiul vremii. Ca să te așezi pe inima maestrului, acolo unde îi bate inima, să fii tu. Domnul Iisus Hristos, acolo unde bătea inima Tatălui.
Ioan 5 cu 18. De aceea căutau iudeii să-l omoare, ultima parte. Pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Nu știu dacă vă vorbește lucrul acesta. Astăzi când spunem că Domnul Iisus Hristos este Fiul Tatălui, noi nu înțelegem că El era deopotrivă cu Dumnezeu. Mulți creștini înțeleg că Fiul este așa cum e la noi, adică Fiul e mai mic decât Tatăl, este un derivat al Tatălui. Aici, textul spune că Mântuitorul folosea cuvântul Fiu pentru că cei din vremea Lui înțelegeau în felul acesta că El era deopotrivă cu Dumnezeu. Ce înseamnă deopotrivă? Auziți? Egal. Același. Deopotrivă. Am schimbat sensul din cauza asta. Eu cred că aici, versetul 18, e o problemă. Adică e un text de tip dicționar. Aici arată cum folosea Domnul Iisus cuvântul Fiul și cum înțelegeau cei de pe vremea Lui cuvântul Fiul. Și observați, zice aici, ei foloseau cuvântul Fiul ca egal, ca deopotrivă cu Dumnezeu. Nu folosiți niciodată cuvântul Fiu ca și când ar fi altceva decât deopotrivă. Încă două texte și mă voi opri cu această listă. Evrei, capitolul 1 cu 6. Am auzit încă o dată și încă o dată spun lucrul acesta. Afirmații de tipul adopționist. Domnul Iisus Hristos a fost un om ales care, datorită unei vieți sfinte, a fost înălțat de Dumnezeu la poziția de Fiul al lui Dumnezeu. Versetul 6. Evrei 1 cu 6. Și când duce în lume pe cel întâi născut. Mă, ce frumos! Cine îl duce în lume? Tatăl. Tatăl îl duce în lume. Îl transportă în lume. De unde? De unde era mai înainte. Unde era mai înainte? Unde s-a suit după? Așa zice. Mă voi sui unde era mai înainte. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos adus, purtat. Același gând în Evrei, capitolul 10, același gând, versetul 5. De aceea când intră în lume, când intră în lume, cine? Domnul Iisus Hristos. La Betleem sărbătorim intrarea sa triumfală în lumea asta. Când intră în lume. Aceasta din punct de vedere al relației cu Tatăl. Tatăl îl aduce, îl face să intre. Primele texte au fost texte existențiale în care El și Tatăl erau una, apoi partea a doua funcțional, Tatăl îl aduce în lume, îl introduce în istoria noastră. Și apoi, din nou, mai departe, relația cu Tatăl. Ioan 5 cu 20, Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face. Ce e asta? Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face. Asta e model. Tatăl este model pentru cine? Pentru Fiul. Și mai departe, versetul 19, Fiul nu face nimic
de la sine, ci doar ceea ce vede pe Tatăl făcând. Așa extraordinară imitație. Acea imitare a Tatălui, cel vede pe Tatăl făcând, acela face Fiul tocmai. Frații mei, care-i semnul de recunoaștere? Care-i semnul de recunoaștere? Este unul dintre cele mai ciudate din punct de vedere al nostru, al firii pământești. Un Dumnezeu care ascultă în totul, totului tot. E cel mai neobișnuit. Fiul nu face nimic decât ceea ce vede pe Tatăl făcând. Această imitație nu este altceva decât ascultare 100%. Și Mântuitorul spune, dacă vreți vreodată să descoperiți semnul de recunoaștere, atunci acest semn de recunoaștere este chiar faptul că eu nu fac nimic de la mine. Nimic! Și noi așteptăm să descoperim faptul că dacă ești într-adevăr Dumnezeu, fă ceva cu de la tine putere. Fii independent! Pustie. 40 de zile de flămânzire. După 40 de zile vine Satan înaintea lui și îi spune, dacă ești cu adevărat fiul lui Dumnezeu, ziceți, poruncește. Punct. Dacă ești fiu, poruncește. Iar Mântuitorul spune, dacă ești fiu, ascultă. Înțelegeți diferența? Prindeți? Satan zice, dacă ești fiu, poruncește. Că te ascultă toată lumea. Ești în casa Tatălui. Cereți drepturile ca fiul risipitor. Cereți drepturile. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu? Dacă ești fiu, să nu faci nimic de la tine. Numai ceea ce vezi pe Tatăl. Vă rog să observați și cu asta aș dori să închei. Întotdeauna există o filiațiune. Întotdeauna există. Unul care poruncește, altul care ascultă. Amândoi au pretenții că sunt fiii Tatălui. Dumnezeu însă face clar faptul că Fiul nu face decât ceea ce vede pe Tatăl făcând și nimic de la sine. Înțelegeți importanța în fierii noastre? Că Dumnezeu spune, Dumnezeu vrea să vă înfieze. Ioan, capitolul 1, găsim textul care spune așa, versetul 12, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Cum se numește asta? Înfiere. Ce înseamnă să fii înfiat? Noi avem impresia că a fi înfiat e doar apartenența de nume, apartenența de familie, dar a fi înfiat înseamnă efectiv un semn de recunoaștere care ține de faptul că fiul ascultă în totul, totului tot. Fiul nu poruncește. Textul spune mai departe, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu, astfel încât fiecare element de viață, de decizie și de atitudine îl reprezintă pe cine? Pe Tatăl. Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face.
Iar fiul nu face nimic de la sine, ci numai ceea ce vede pe tatăl. Extraordinar. Vă voi invita să mai deschideți la un text fenomenal. Raportat la aceasta, este vorba de Romani 8 cu 15. Deci Romani 8 cu 15 spune așa. Hai cu de la 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Ce face un fiu? Se lasă călăuzit. Versetul 15. Voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă suntem destinați la o ascultare desăvârșită în totul, totului tot. Frații mei, nu e riscant. Adică, întrebarea mea este, recunoașteți în aceasta semnul divinității? Recunoașteți în asta semnul? Suntem noi înfiați în măsura în care ne place să ascultăm. Dacă sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos ca fiu, am putea sărbători și înfierea noastră. Ca fi? Dacă Iisus Hristos a ascultat în totul lui tot, putea vorbi și de ascultarea mea în parametrii. Dumnezeu ne luminează mintea și sufletul pentru a fi o sărbătoare pentru lumea aceasta. Dumnezeu să ne ajute. Amin.